I Can Change the World, 10:07 și ce să vezi că sunt în studio cu Puia, bună dimineața! Salutare, salutăm toți virginii și nevirginii de pe fir. A intrat omul nostru direct da, cum trebuie. Piesa asta zicea așa, I Can Change the World. O să râzi, dar muzica ta a schimbat foarte multe chestii în România. Mă gândeam să încep interviul cu aia, încă o dată cea mai fidelă fată s-a întors să arate la radio ce poate să facă. Încă o dată pentru să Atât. Asta e. Ideea e că când am luat eu contact cu muzica la familia, se făcea că era un 98 așa. Aveam vreo 10 ani, eram la Abracadabra, la Costinești și băi, n-am vrut să plecăm cu magicianul. Exact, cu magicianul și auzeam, începuseră-s deja să fiți pe val și n-am vrut să plec efectiv de la mare. Țin minte că i-am cerut bani maică-mi pe ultima 100 de metri și zic, dă-mi coace că sunt unii, trebuie să ne luăm casete. Noi ne dăm seama de impactul pe care l-a avut muzica la familia de-abia acum. Pentru că acum ai ocazia să vezi niște view-uri pe net, să vezi, de exemplu, oameni care comentează și mai vin și oameni la spectacol, de exemplu, vin cu prima casetă, știi, de aia din 97. Asta îți dai seama că e o mândrie foarte mare pentru noi, adică nu știu cât la câți artiști se întâmplă chestia asta și e foarte, pe lângă banii care sunt din muzică, că acum toată lumea vorbește, alte cât să face, cât să drege, până la urmă să ai un fan care vine după 25 de ani cu prima ta casetă să-i o semnezi, asta înseamnă, cred că... Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă legacy, pentru că ați lăsat o moștenire în spate și uite că moștenirea asta se continuă și astăzi, după ani și ani de zile, că tu te tot reinventezi, tot vii cu muzică, vii cu mesaje, nu numai muzică, mesajul contează. Da, se pare că sunt în minoritate acum cu gândirea asta, e o gândire de asta old school, că muzica trebuie să aibă și mesaj, dar na, eu consider că... când faci o melodie, da, te distrează, te distrează versurile, te distrează beat-ul, dansezi, nu știu ce, dar după ce o asculti de 10 ori, 20 de ori, 50 de ori, la un moment dat o să te plictisești și o să asculti altă melodie care te distrează, probabil mai mult, că de aia te-ai plictisit. Dacă ai și un mesaj, în schimb, care să-ți umble la suflet, să-ți umble la minte, la inimă, asta cu siguranță că trece peste orice barieră a timpului și te pune pe gânduri, pune generații pe gânduri. De-aia și piesele mele care le-am lansat în 2012, de exemplu, piesa Change, eu cânt acum în concert, la baluri, unde copiii au 16-17 ani și toți știu versurile, adică ei rezonează cu mesajul, că n-au cum să rezoneze cu beat-ul. Beat-ul e făcut acum 12 ani, e clar că sunt unele mai bune, acum mai evoluat lumea muzicală între timp, dar clar că ei sunt legați de ceea ce spun mai degrabă. Da, uite că sunt atâția ani de zile în care vorba aia, tot alergi, ba studio, ba cântări, ba concerte, uite acum s-a terminat și cu pandemia și ești peste tot, am văzut că ești booked. Non-stop, știi? Chiar mă uitam acum pe agenda, am într-o săptămână 6 concerte, dacă aș avea și pe al 7-lea, deci aș putea să-mi bat propriul record. Da. O să se întâmple și asta, îți dai seama, o să-mi pun eu unul ca să pot să fac record. Băi, dar apropo de tot efortul ăsta, că e un efort, știi, lumea vine la concert, se distrează, cum ziceai și tu, cântă, știe versurile și așa mai departe, e momentul ăla, îl vedem pe Puia live, cântăm cu el, ne distrăm cu el, dar în același timp nimeni nu prea înțelege ce e în spate, știi? Cât e efort în spate și pentru că s-au întâmplat niște chestii în ultimele săptămâni, adică au dispărut niște artiști tineri dintre noi. Da, mare păcat, Dumnezeu să-l ierte pe Nosfer, adică nu știu foarte clar ce s-a întâmplat acolo și cât de... Adică nu-mi dau seama cât de obosit eram, sau dacă poate avea probleme cu inima. Cine știe, da. Ce este cert și sigur este că foarte mulți tineri au probleme de genul ăsta. Asta era o chestie care se întâmplau de obicei bătrânilor. Să aibă un infarct și să moară. Adică nu, era o chestie care auzeai la 70 de ani, nu la 37. Există multe probleme care, le zic eu așa, pornesc fie din depresie, fie din stres, fie din... Asta e că lumea s-a schimbat pe bune, adică e mult mai mult plastic la care suntem expuși, dacă vrei, știi?
Eu vin din ultima generație de pionieri. Am plecat cu ficatul foarte bine. Adică la 18 ani nu băusem, nu făcusem absolut nimic. Ăștia de zici, dai seama, încep de la 12, ce dracu să facă? E greu. Trebuie să ai mereu o balanță. Acum, dacă stai să te gândești, peste tot, în toate filmele, în toate melodiile, toți artiștii preferați îți spun de viața asta care să te distrezi, să nu te intereseze de nimic și să te faci varză și să fie totul mișto. Numai că n-are cum să fie așa. Asta e doar o pe hârtie. De-aia și mulți mierlesc, după cum vedeți și pe afară o grămadă. Uh-huh. Viața asta hedonistă așa nu duce tot timpul la ceva bun. Și de-aia pe lângă treaba asta de studio, de băut pe la concerte și stat pierdut nopți, și tot timpul am avut și o parte în care am încercat să mai fac sport, am încercat să dorm și să știi că somnul e foarte important. Că tot vorbeam noi la început, da? Că sunt lipsită și, de somn. Da, și să ai grijă. În general, mișcarea. Eu merg foarte mult pe mișcare. Și acum aici am venit cu bicicleta, de exemplu. Ce tare! Da, pentru că te salvează, mai ales dacă ai o viață, că duci o viață așa nu tocmai ruptă din rai, adică na. Sănătoasă 100%, hai da, să-i zicem exact. Așa, știi? Așa. E bine să ai măcar mă, o zi, două, trei acolo, să mai faci un pic de mișcare, poate să fii și mers pe jos. Eu da, am avut și norocul că am avut în jurul meu mulți prieteni care făceau sport de performanță, făceau lupte sau, știu, K1, chestii de genul ăsta și mă certau mereu. Băi, ce faci? Hai, vină la sală, hai la mișcare, hai, nu știu ce, știi? Adică era cumva în cartier la noi, dacă nu făceai și chestia asta, începeai să fii un pic boschetar și atunci să vedea și pe fața ta, că dea fața, orice cu cearcănele alea. Te buhăiai nițel, Și deja începeai să arăți ca generația din urma ta, aia care stăteau mereu la, cum zice, la birt. Cârciumă. La cârciumă, de la 7 dimineață, ce faci, mă, ești alcoolist, de la tablă. Da. Și nu vrei mereu, nu vrei să fii în categoria aia, știi? Asta cu prietenii, pe de-o parte, chiar vorbeam cu cineva aseară, că ajută foarte mult să te echilibrezi cu zona asta, cu prietenii, dar în același timp și familia. Cu siguranță, că și familia te ajută. Acum, na, familia nu e non-stop cu tine și pe măsură ce crești, devii din ce în ce mai independent, așa, nu știu. Trebuie să ai o balanță mereu, asta zic eu. Dar nimic, mai ai timp nimic de un grătar cu familia? Eu mereu fac timp pentru asta. Bine, și permite programul, pentru că dacă eu nu muncesc de la 7 la 8 și am vacanțe doar în august. Se întâmplă să am perioade în care muncesc foarte mult, se întâmplă să am perioade în care nu fac nimic, dar na, hai să fim serioși acum. Până la urmă, artiștii au un program destul de liber. Hai să zicem flexibil. Tocmai ce ai zis, că ai 6 concerte într-o săptămână. Acum fii atent, am 6 concerte. Lumea se duce la muncă de la ora 8 dimineața până la 6. Așa ce fac? Mă suie în avion, m-am dus, am cântat 45 de minute și hop, mă întorc acasă. Nu mai vorbesc și de faptul că se încasează probabil un salariu în ziua respectivă. Adică cine plânge de mila artiștilor că au cât de epuizați, cred că exagerează. Nu știu, o fi unii care se epuizează. Nu, zic, am văzut chestia asta, adică internetul a creat faza asta în care muzica a devenit content și deja pe tine nu te mai interesează să faci o melodie care să ajungă peste ani și să spui ceva. Pe tine te interesează să-l mulțumești pe zeul YouTube, care trebuie să-i dai content. Și te duci acolo și-i dai content, indiferent dacă ai făcut melodia acum o oră și ai filmat clipul în timp ce o compuneai și eu acum o postez. Deci cred că mai o să se ajungă așa. Râdeam cu un prieten care tot așa face foarte multe piese și le pune pe net și a zis, bă frate, de ce nu ții o dubă? Ia-ți o dubă audio-video. Mergi cu ea, pac, ai înregistrat în dubă. După aia te opri tu undeva unde vrei tu să fie locul un de filmat. Un sistem în real time, așa, da, nu? Te opri cu dubă în locul unde vrei să filmezi, te-ai filmat, pac, intri iar în dubă, montezi și postezi, că mai, aici o să se ajungă. Dar crezi că zona asta de social media, platforme de streaming, digital, a ajuns să consume mult mai mult? Adică știm că e un efort în plus, dar în același timp îți este atenția distrată complet? Sunt unii care se pierd în zona asta, cum ziceai? Toți se pierd, nu că sunt unii. Eu mă văd pe mine, păi da,
mă duc să-mi dau un mail, să vorbesc ceva serios cu contabila și nimeresc pe nu știu ce poze cu nu știu cine. Adică, bă, mă trezesc așa după 10 minute. Și, na, eu nu sunt un împătrimit al rețelelor ăsta de socializare, eu doar postez așa că să mai discut cu fanii, știi? Da, să mai vorbesc cu ei. Să țin legătura. Să țin legătura. Da. Dar, na, sunt unii care rămân acolo non-stop. Cu siguranță că aici cred că ar trebui să existe un curs, un curs care se predea la școală și să te învețe cum să folosești internetul și cum să nu te folosească el pe tine. Adică să explice omului, bă, fii atent, mă, frate, că tu dacă postezi acolo ceva, nu te vede toată lumea, că există un soi de algoritm care dacă s-a votat acolo la Silicon Valley că vor să promoveze pisicuțe, tu n-ai ce să faci dacă promovezi că postezi cățeluși. N-ai cum, e nasol. Adică cei care lucrează în domeniul ăsta și vorbesc acum de cei care au milioane pe conturile de social media, clar că au făcut o meserie din asta și știu toate de desubturile și au tot încercat și le place chestia asta. Da. Dar mai nu acum toată lumea vrea să facă asta și eu nu înțeleg cine dracu să mai fie follower și... Da. Adică rămânem fără follower. Că dacă toată lumea e influencer, cine mai e followers? Știi cum e? Câteodată ca la corporații. De ai numai directori, dar nimeni care să producă efectiv. Se mai întâmplă și așa. Că mai mișto. Mai vin pe la poze, știi? Când mai stau după spectacol, nu și fac poze, știi? Mai jumătate de oră, cât te apuc acolo. Și vine, hai să facem un TikTok. Păi de ce? Păi eu sunt TikToker. Deja e așa un fel de job. E un job, un TikToker. Da, da. Și păi zic, nici nu te cunosc. Dar știi că a ajuns să fie nomenclatorul de meserii treaba asta cu influencerea ala. Adică e oficială, nu mai e... Se plătesc taxe, e official. A, da? A, da. Să plătesc, depinde pe cine influențezi, dacă să n-ai grijă să nu influențezi pe ăștia de la ANAF. Atunci e nasol. Dar dacă influențezi așa oamenii de rând, nu cred că trebuie să plătești taxe. Am o grămadă de mesaje, citesc doar câteva dintre ele și mai luăm niște muzică și revenim cu Puia la Virgin Radio. Puia 100% relevant ca întotdeauna. Ascultătorii. Să rămână, mulțumesc. Respect, te salut. Muzică ca ta nu mai are nimeni, zice atât cineva. Rimă. Puia, te salută fratele Raini. Am și întrebări, salută, dar le luăm imediat după ce mai ascultăm niște Puia. Da. Ce combinații se făceau. Care îți mângâie pielea. Cum era aia, dă-mi așa și ia-mi eu invers. No, sau... Velea, ia-mi așa și dă-mi eu invers. Tu ai zis asta la un show, m-am făcut. La un MTV, da, pe vremuri și ne-am... Așa am rămas în istorie în capul lui Puia. Da, da. Puia care are și un premiu MTV. Adică... Păi da, trebuia să am, nu? Trebuia. Nu? Asta zic, la ce carieră și la continuitatea pe care o ai, nu se putea altfel. Adică trebuia să se bifeze și acolo. Bine, nu-l mai am fizic, dar... De ce nu-l mai e fizic? Păi nu mi l-au dat. Era un premiu care se plimba de la unul la altul. Trebuie să rezolvăm situația. Nu există așa, păi ceva, da. Trebuie să ajungă la tine ăla fizic. Exact. Ajung până una alta niște mesaje. Puia, te salut, mă bucur că te aud și la radio vorbind. Din Zaragoza, Spania, Vlad Toader. Tot hola, respectul. Hola, chico, ¿qué tal? Ai, ai. De câte ori l-aud pe Puia, îmi amintesc de emisiunea lui Măruța. Ai fost invitat la podcast. Da, a fost, ca să zic așa, lumea, din cauza că am stat de vorbă 3 ore și cred că a fost între primele podcasturi, dacă nu primul care l-am făcut, a ajuns să mă cunoască cu totul altfel decât în emisiunile TV, unde nici nu prea ai cum să vorbești foarte mult. N-ai când. Și n-am. Tot mi se citează din podcastul ăsta. Da, da, păi se citează și uite, chiar au oamenii întrebări, că zice, era Măruță de vorbă cu un băiat și făceau mișto de felul în care se îmbracă Puia, în momentul în care Puia a venit peste ei, fresh din cap până în picioare. Și se întreabă lumea dacă a fost regizat momentul, Sergiu din Baia Mare. Nu, n-a fost regizat, eu atunci eram în...
studioul TVR, lucram la altceva. Uh-huh. Ei mi-au zis că o să-mi facă o surpriză cumva ca să vin în emisiune și că nu, adică nu m-au pus la curent cu ce se întâmplă. Uh-huh. Și zic, bine mă, hai că o să treci până apoi până în emisiune. Și m-am trezit cu un copilaș care a început să se discute acolo că, bă, că mă îmbrac, bă, că nu știu ce. Și bă, eu știam că trebuie să intru în emisiune, dar m-am enervat. Ai intrat peste ei. Am intrat și zic, bă, ia stai așa un pic. Cum adică mă îmbrac prost? Da. Adică eu nu, niciodată n-am suportat chestia asta. Na, noi în cartier se întâmplă. Unii mai aveau bani, unii nu mai aveau. Dar niciodată nu ne-am judecat după țoale. După haine. Adică uh-huh. cel mult, na, te mai mândrești tu că ți-ai luat ceva și cam asta era. Da, știi, dar că nu... într-adevăr așa era. Nici la școală, nici în cartier, nici pe stradă. Lumea nu se dacă măsura venea vreunul și zicea... de vedere. Dar s-a mai schimbat puțin treaba. Simți și tu că s-a mai schimbat treaba? Nu știu, dar dacă venea unul și ne spunea, bă, ia uite mă ce mi-a luat, nu știu ce, și dă de la o parte. Te mă, dreacu de lăudări. Nu avem, te mă, de-ai zis, bă, și nu știu. Și acum, na, lumea își dorește branduri, își dorește firme, dar nu prea are bani de ele. Uh-huh. Și atunci, mai bine ții un Nike cinstit, da, decât un Gucci din Europa. Adică, da, bă, hai să fim sincer, dacă stau acum să fac calculul la toate brandurile astea, pe lângă că, mă, n-are ce să-i facă la tricoul ăla, doar i-a trântit un logo, un logo peste, adică, mă, n-are ce să-i facă. Mă rog, dacă stau să iau la bani mărunți, bă, ți-ar trebui vreo 15.000 așa, doar ca să pleci la club. Nu. Vinerea. Da, scos da. Din cutie, da. Iar arta asta de a te îmbrăca ține de gust mai degrabă decât de a urmări așa trenduri, de a, fițe, de a copia, că nu ești Xerox. Da. Încearcă să mai gândești și tu cu capul tău și mai pune și tu ce-ai până... Pe acolo mai depinde cum le îmbini între ele. Mai ales că acum e mare modă și asta cu reciclatul. Adică nu mai e, e chiar de gust și nu mai contează că ai un tricou de 98 sau că l-ai luat în 2008. Eu nu sau în... sunt cu reciclatul pentru că, sincer să fiu, mi se pare că se dă vina pe noi pentru ce fac ăștia. Adică tot oamenii de rând sunt de vină pentru încălzire, pentru gunoaie, pentru... Nu, nu e vina noastră, că ăștia, multinaționale, fac gunoaie, nu noi. Nu am pus eu pe cineva să ambaleze un Pariser în 7 de-alea de plastic. Mă rog, eu mă duc, îmi iau haine de-astea mai vechi, uh-huh. Nu am luat și de la second hand, spun sincer, că nu mai găsesc de-astea largi. Uh-huh. Toată lumea e împămulat. Mai ales la pantaloni. Băi, și la, mai ales la băieți. Da, la băieți la pantaloni, problema. Să mulează până, nu știu, nu să cambrează, să mulează. Eu nu sunt cu de-astea. Și caut de-astea mai pe fâși. Să facă fâși. Să facă fâși, da. Să facă fâși, fâși. Să aibă, să fie mai larg, să nu știu ce. Și doar acolo pot să le găsesc. Dar nu e o problemă, că am foarte mulți colegi, chiar vorbeam și despre moda asta cu cumpăratul hainelor de la second hand. Fără supărare, dar materialele parcă pe vremuri erau altfel. Știi ce zic? Era ținea haina mai mult. Păi, știi că există țări de-astea și până Africa și până Chile am văzut un deșert, există munți de haine. De-astea care le-au refuzat și am toți vestici, toți ăștia, țările civilizate, dar există munți, da, la modul ăsta, în care, practic... Fast fashion îi zice, fast fashion. Da, da, da. Au apărut, am auzit și eu de curând, un brand de haine care face haine de unică folosință, care da, are și foarte cunoscut. Bă, sincer să fiu... le urez succes. Eu pot să uite, tricoul care l-am pe mine, de exemplu, este tricoul care l-am purtat în clipul Change. Da, da. Deci, mie îmi place și îl port în continuare. Păi de ce nu? Fii atent ca mesaje. Cel mai sincer om din industria muzicală și cel mai bun, Jean din București, ne urează o zi bună. Mai zice el că la balul bobocilor din facultate a mers doar pentru că ai cântat tu. A, mersi frumos. Vezi, iarăși zic, amintirile alea. Amintirii pe, da, cu muzica, da, lui Puia și cu Puia. Iarăși avem aici, mama, a trimis cineva, uite, cu rimă, cu tot, melodii adevărate, numai Puia scoate. Atât. A, mulțumesc, mă, frate. Mai am un mesaj aici, zice cineva, că da, vorbește borfașul de Puia, îți citez, dar de mangleala de cartier nu vă zice nimic. Păi ce? Ce vrea să zică Ovi? Nu știu ce vrea să zică, dar... ce în cartier rămâne în cartier, adică nu vorbim la radio chestiile care le facem acolo, că altfel îți dai seama, n-ar mai fi
la radio. Dar nu mai e nici în cartier așa cum era odată. S-au mai schimbat treburile. Băi, dacă vezi cum arată sectorul 3 Balta Albă Sălășean, zici că ești în cartier rezidențial, nu mai e ca pe vremuri. Ce ghetouri s-au dus, s-au învelopat ghetourile, nu mai e. Eu mă bucur, eu în continuare stau acolo. Și copiii mei, îți dai seama, sunt bucuroși că au... E ca la noi la sat, știi? Ne știm fiecare cu fiecare, ei se ies din bloc, noi ieșim noi, să duc în părculeț, să joacă, sunt foarte aproape unii de alții și cred că asta, comuniunea asta și apropierea asta unul de altul. Comunitatea, sentimentul de familie extinsă. E important. Fii atent, a venit momentul în care să te iau așa la challenge. E o chestie pe care o fac cu toți invitații mei. Am mai dau un mesaj între timp că, uite, a intrat acum. Respect pentru puia, poți spune că a fi om e greu, dar puia e om și cred că e și foarte credincios, zice Adrian din Baia Mare. Nu sunt foarte habornic așa, nu... Încerc să fiu, dar nu... Nu la extremă, să zicem așa, nu? Nu că n-aș vrea, dar nu mi-iese, nu... Sunt mai mizerie, ce trebuie să zic. Încerc să fiu ușor. Doamne, iartă-mă dacă mai poți, știi cum e. Da. Ziceam de challenge-ul ăsta. Ai zis și ai vrut să începem ediția de astăzi cu versuri din Change. Am găsit eu niște versuri pe care vreau să le comentăm. Facem analiză pe text, mai ținte cum era la școală când ne dădeau ăștia să comentăm. Ce a vrut să zică poetul și dacă mai e actual. Circul Globus nu are căutare, că cei la televizor e mult mai tare. Îți trebuie talent, îți trebuie o gură mare, cu cât te faci mai mult de râs, ratingul sare. Sunt de actualitate, dar în cu totul alt sens decât le-am spus eu. Atunci era ceva de care să râzi și era în perioada OTV-ului, un tatăl meu blama pe Diaconescu că făcea tot fel de emisiuni în care aia se băteau, se înjurau, se făceau de toată rușinea pe acolo și na. Între timp toți au copiat acest format. Ar trebui să-i fac o statuie lui Diaconescu, că este părintele tuturor show emisiunilor de-astea. Reality. Da, cancanurilor și tot ce se întâmplă. Nu mai zic de internet. Internetul a ajuns la alt nivel. Adică sunt oameni care doar asta fac și doar la asta se uită. Acum, practic... înseamnă că ai followers dacă faci asta. Da? Da. Ok. Deci s-a schimbat puțin paradigma. Da. Nu cred că se mai râde de asta. Acum se dorește a se face cât mai mult. Adică cu cât te faci mai mult de râs, ratingul sare. Dar asta vrem. Nu... Asta ne dorim, practic. Asta nu? Ne dorim acum. Am înțeles. Mai am niște versuri. Dacă mâine ar porni un război, ar fi penal, soldații s-ar uita la a cincea pagină din ziar. Uite că a venit războiul și știi cum e, că chiar se vorbea așa pe la colțuri prin cartiere și nu numai, chiar și prin centru pe oraș. Bă, dacă ne cheamă ăștia sau dacă vin peste noi, că na, e aici aproape. Ce facem? Unde plecăm? Unde plecăm? Îți zic eu că asta era întrebarea. În primul rând, noi ca stat de ăsta frontieră NATO, noi nu avem ce să facem, pentru că în primul rând o să avem motorină. N-ai văzut că s-au furat dolari, s-a furat din bazele NATO, s-a furat motorină. Practic, pe noi nu prea ne interesează. Noi vrem să facem o combinație. Cam asta este. Noi nu suntem o țară războinică, nu suntem făcuți pentru chestia asta, n-am invadat niciodată altă țară așa, ca să mergem peste ei să-i cucerim. Și nu, nimeni nu se gândește la chestia asta. Dacă cineva nu vine și te atacă, nu știu cu câtă inimă te-ai duce tu acum să te bați în altă țară. Așa că, asta cu... Dacă cumva ne atacă cineva, noi intrăm la cincea pagină din ziar, e un soi de ironie, așa, nu... Nu luăm chestia asta în serios. Ne uităm tot la fata de la pagina 5, care face ratingul, care merge așa și uite așa. Luăm la Caterinca lucrurile astea. Da, apropo de ce ziceai puțin mai devreme, cum că ne gândim tot timpul să facem o combinație, când crezi că o să schimbăm sau o să scăpăm de mentalitatea asta cu tunul de dați, să dăm tunul, să facem acum repede?
Că, uite, eu iarăși mă întorc la ceea ce faci tu, știi? Până la urmă, industria muzicală este un business. Tu n-ai vrut să vii să dai un tun. Tu ai o carieră pe termen lung. Dacă cineva are curiozitatea și observă așa și carierele altor personaje care nu neapărat sunt din muzică, poate din alte domenii, poate nici chiar artistic, o să vadă că de multe ori tu vezi doar sfârșitul. Adică când omul are succes, zici, ia uite bă cum a apărut, cum a pus-o ăsta, bă, imediat. Dar tu niciodată nu te interesezi, pentru că nu te interesează. Vezi ce s-a întâmplat cu el acum 10 ani, ce s-a întâmplat cu el acum 20 de ani, ce s-a întâmplat în cariera lui. Poate a făcut lucruri care au dat greș, poate a avut multe încercări nereușite, poate, nu știu, a avut și perioade nasoale. Cred că asta este cursul normal a oricărei povești de succes. Adică să faci ceva din pasiune, în primul rând, și să ai urcușuri, ai coborâșuri, ai încercări, ai erori, ai tot felul de chestii care, la un moment dat, te aduc într-un punct. Mie îmi place mult treaba asta cu pasiunea și vreau să ne oprim un pic așa, mai luăm o piesă și mă întorc cu versurile astea și cu challenge-ul mai prelungim un pic. Dacă te-am prins astăzi la emisiune... Nu-i problemă. Hai, rămânem împreună cu Puia la Virgin, nu plecați! Vin chiar Puia cu Dom Baxter și cu Connector, bagă bancă, tot vorbeam noi și de Baxterul, fratele nostru. Dom B! Ne-am întors cu Puia la Virgin Radio, am extins programul, emisia, totul și asta pentru că, băi, nu putem să te lăsăm așa, uite, din ce ascultătorii. E dimineața mea preferată de când lucrez sâmbăta. Ah. Oameni mișto, muzică tare, best vibe, mulțumesc. Uite, țin să vă mulțumesc, mi-ați făcut ziua de muncă mai frumoasă prin piesele cu care am crescut. Îi mulțumim lui Puia. Cu plăcere. Bună dimineața, super tare emisiunea, felicitări amândurora. Aș avea o întrebare pentru Puia. Dacă nu era coleg de trupă cu Sișu, cu cine altul din țară ar fi făcut treabă? Cu Tudor. Cu Tudor? Același. Da, nu știu ce. Nu m-am gândit chiar. La asta nu m-am gândit niciodată. Probabil eram singur. Da, da, da. E, când erai mic, te vedeai altceva? La mine chestia asta cu... Suitul pe scenă s-a întâmplat destul de devreme. Aha. Puține lume știe, bine, nici n-are de unde să știe. Eu eram un soi de poet și pe vremea lui Ceașcă. Așa? Da, adică se făceau un soi de concurs de ăsta care se numea Cântarea României. Și tu trebuia să-ți pui poezii. Și ai fost la Cântarea României? Da, da, eu eram pe scenă. Am avut pentru prima oară, am fost la arenele romane. Alea, spuneai, eu să făceau niște, mă rog, festivități de-astea. Da. 1 mai, de 23 august. Da. Și da, eu mă duceam acolo și spuneam poezii. Ba, asta poezii. Nu știam despre tine, pe bune. Da. Deci Puia la Cântarea României a debutat. Eu pe scenă m-am suit undeva, să zic, pe la clasa a doua, a treia. După aia a venit ca o mănușă chestia asta. N-am avut timp să mă gândesc. Dai seama, în 97 am făcut primul album, atunci aveam, nu știu, vreo 17 ani. Nu prea am avut timp să mă gândesc la altceva. Dar cu siguranță că nu m-am imaginat mergând la servici. Asta, program de 8 ore pe zi la un birou. Nu m-am imaginat niciodată făcând chestia asta. Am avut, să știi, de multe ori momente așa, când mergeam mai prost cu muzica, te gândeai, bă, dar eu ce fac? Oare e bine? Oare ce o să fiu? Dar na, am mers mai departe. S-au reglat lucrurile, da. M-a ajutat și Dumnezeu și a ținut cu mine. Am reușit să-mi pun planurile în aplicare destul de devreme. Și sunt unii care, de exemplu, așteaptă ani de zile în muzică până când ajung să aibă o melodie la radio sau să aibă, nu știu, un hit sau ceva, să le dea un pic de aripi. Și sunt unii care, deși cântă de 20 de ani, n-ajung niciodată să experimenteze chestia asta. Deja îți dai seama. Deci ești norocos? Te consideri norocos? Nu cred foarte mult în noroc. Pot să zic că sunt inspirat și, știi, tot timpul inspirația trebuie să te prindă muncind. Așa că asta e, tot timpul trebuie să aștepți momentul când Dumnezeu te luminează și îți dă inspirația care trebuie, dar trebuie să nu fii la
bere cu băieții, trebuie să fii în studio. Îmi place asta, o să o ținem în minte, cu inspirația trebuie să te prindă muncind, mi se pare un sfat de viață beton, mai ales pentru oamenii din industria muzicală și extrapolând așa pentru toată lumea, că până la urmă nu se face altfel treaba. E ceva ce n-ai făcut până acum și ți-ar plăcea să faci? Din punct de vedere profesional? Din punct de vedere profesional... da, cu siguranță tot timpul se poate mai mult. Poate colaborări cu hip-hopper de ăștia din Europa, care mie îmi plac, din Franța, poate gen, din dă Germania. Două exemple, ca să știm. Puba, de exemplu, îmi place în Franța. Nu știu foarte bine pe toți, de exemplu, dar mă ascult melodii, uite, îmi place și rap-ul rusesc. Mi-aș dori la un moment dat să fac așa un soi de melanj între... Un potpuriu, cum se zice odată, da? Un melanj de hip-hop din mai multe țări, știi? Să fie așa o combinație. S-a trecut de la zona de stradă, de cartier, la zona de mainstream. Și acum vorbim de proiecte cu instrumentiști, cum am povestit ora trecută. Vorbim de, uite, melanj și așa mai departe, da. Ai dus lucrurile la un cu totul și cu totul alt nivel. E ceva ce n-ai face pe scenă niciodată? N-aș cânta niciodată o melodie care mie nu-mi place. Asta n-aș face niciodată. Dacă melodia pe care eu o cânt, mie trebuie să-mi placă prima oară și după aceea să o cânt în fața oamenilor. Adică poate să vină unul să-mi spună, bă, cânt-o pe asta, că sigur, prin ea, dacă mie nu-mi place, eu nu o să o cânt niciodată. Și cam asta se întâmplă în general cu toate melodiile care le lansez. Cam asta cred că e crezul meu, știi? În primul rând, ar trebui să te mulțumească, să te mulțumească pe tine și să nu faci lucruri care ție ți se... Chiar dacă prind. Că uite, de exemplu, acum m-aș uita în trending-ul după YouTube, aș ști cam în mare cam care ar fi rețeta unei melodii de genul ăsta. Dacă mie nu-mi place, nu o fac. Asta e ideea. Adică n-aș face lucruri doar ca să aibă succes. Hai să facem așa o radiografie a societății în momentul de față. Cum vede puia societatea actuală? Și plec iarăși de la versuri de ale tale, pentru că ce să vezi pe piesa Undeva în Balcan, ziceai, fetele ajung tot mai repede nud, sexul e peste tot, în scări de bloc, în săl de clasă sau la private space non-stop. Avem așa, din American Dream, zona asta cu Die my mother if I lie, you nici nu o să înțelegi ce zic dacă nu știi limba engleză. Da. Și tot ce e normal pentru ei e banal, deci prost, nu o să apar pe post dacă nu ești gay sau lesbian, n-are rost. Și ai creat controversă și cu zona asta. La un moment dat a sărit lumea în sus și a zis că puia are treabă cu familia tradițională și exclude asta, complet. Asta nu e chiar adevărat, pentru că atunci când am făcut versurile astea nu s-a s-a sesizat nimeni. Nu a considerat nimeni că este ceva de discutat. Adică, la vremea aia. La vremea aia. Adică era mult mai relaxată probabil lumea. După aia, când a apărut internetul și toate discuțiile astea pe net, lumea s-a obișnuit să critique absolut orice. Există și niște grupuri care cu asta se ocupă. Iar când eu am zis la un moment dat, atunci, că eu cred că familia tradițională este dintr-o femeie și un bărbat, ajuns să fiu linșat, să zic, online de tot fel de organizații de-astea care susțin drepturile minorităților sexuale, crezând că eu am ceva cu ăștia. Dar nu am nimic cu ei, că nu, și nici prieteni de-ai mei nu au ceva cu... n-am auzit în viața adică mea... Adică nu ești homofob. Nu, n-am auzit în viața mea în cartier pe unul să zică, uite-mă, care e gay, hai să-l batem sau nu știu ce. Din contră, între noi băieții tot timpul erau glume de-astea de genul ăsta să glumea. Știi? Nu e... Nu... S-a făcut în țara armăsar. E mult mai simplu oare în vremurile pe care noi le trăim și cu ajutorul internetului să ți se pună etichetă? Păi, se și dorește chestia asta, se dorește momentul când tu ai un soi de discurs care poate pune lumea pe gânduri, să zic așa, și este un pic ieșit din tipar, atunci apare un soi de poliție, nu știu de unde apare, o poliție de-asta online. Sunt 700.000 de conturi de-astea care au 0 postări sau o postare care încep să te critique. Și creează, ele în sine, creează o părere publică despre tine. Adică ești un semi-linșat. Uh-huh, uh-huh. Și atunci
încep să se sperie, eu știu, sponsorii tăi, încep să se sperie maică ta, taică tu, oamenii care te invită. Dar tu nu te sperii când dai peste hate-ul ăsta online? Cum te descurci cu el? Hai să zic ceva, linșatul ăsta ajunge și mai departe. De exemplu, unora le se întâmplă că li se taie canalul de YouTube sau canalul de Spotify sau chestii de genul ăsta. Asta pentru... Canceling. Asta pentru un artist înseamnă, cum se zice, înseamnă mazilire. Bang, direct ți-au tăiat picioarele. Avantajul meu este că eu n-am apărut din epoca... Eu vin după prima casetelor cu bandă când se derula melodia cu creionul. Așa adică e. Nu mă interesează, asta este... Bine, mă interesează acum și venitura din online. Dar eu tot timpul mi-am câștigat banii la concert. Mă duc când lumea plătește bilet. E, asta nu poate să canceleze nimeni. N-are, poate, nu poți să te oblige nimeni să nu-mi dai mie bani sau să-mi dai bani mie la, la concert. Să vin într-o sală și să ascult ceea ce cânt acolo. Sau să cumperi un CD-ul, până la urmă. Așa că, da, încerc să nu supăr pe nimeni. Dar în același timp, nici să mă supăr pe mine. Adică dacă eu am ceva de zis, până asta e spiritul hip-hop. Dacă ai ceva de zis și asta e părerea ta sinceră, mergi mai departe. Acum, eu ar trebui să-mi șterg toate versurile, pentru că la un moment dat, tot timpul cineva e supărat de ceea ce spun. Că nu cânt acum o muzică neutră, muzică de lift. Nu, da. De aia de... Bossa Nova. Când mergi cu căruțul în supermarket și nici nu te interesează ce se aude. Că cam așa s-a ajuns. Asta se dorește. O muzică care să nu supere. Eu nu intenționez să supăr, dar nici să nu mă supere alții pe mine. Știi cum e? Hai să punem așa lupa pe societatea românească și să o descriem într-un singur cuvânt. În 2022. Sensibili. Mai vreau să știu așa. Puia pregătește album nou la anul, așa cum ne-ai promis, cu La Familia. Pregătesc un album cu La Familia, dar lucrez și la un album solo, lucrez de vreun an și ceva la el. Așa. Și chiar luna asta, dacă nu la viitoare, am două clipuri pe care le voi filma. Una este o colaborare cu Tudor Chirilă și una este o colaborare tare cu mai vechiul meu prieten Alex Velea, cu care n-am făcut de mult melodii. Băi, abia aștept să văd ce urmează din punctul ăsta de vedere. O să fie spectaculos. Mi se pare că ești plin de surprize anul ăsta. Nu știu, e anul surprizelor de la Puia. Da. De la asta cu orchestra până la ce se întâmplă, ce urmează și declarațiile astea care sunt super adevărate până la urmă. Evident că o să fii în continuare și criticat și contestat și... Tu știi care e cea mai criticată până de melodia mea? Ia. Undeva în Balcani. Ține bine de bani. A oprit chestia asta ca melodia să ajungă și în ziua de azi ascultată și pleată la radio. Nu. Așa că eu sunt obișnuit. Noi o dăm cel puțin o dată pe zi, cred, aici la noi. Și asta pentru frumos. Că sunt e plăcerea noastră și în afară de asta versurile sunt reale și așa cum ziceam, e foarte multă lume care ne ascultă și de afară și nu e bine să uităm de-ai noștri nici de peste hotare. Adică e frumos la noi în bul aici, dar totuși... Da. Sunt foarte mulți plecați și că se pleacă cam 100.000 de... 100.000 de oameni pleacă din România în alte țări. Anual. Anual, da. E și asta cu migrația, nu? O treabă. Da, nu cred că pleacă nimeni de bine, asta cu siguranță, dar eu zic că și aici se pot face lucruri bune, atât timp cât ești priceput la ceva, în primul rând, și nu ai vicii multe, pentru că cel mai bun exemplu sunt muncitorii de pe șantier. Păi, crede-mă, dacă un constructor găsește pe unul care să nu bea și să vină să facă treabă bună, crede-mă că îi dă câți bani cere el. Dar acum lumea zice, domne, că nu se dau bani, că nu se facă, nu știu, și în același timp vrea să și frece. Eu cred că dacă știi să faci ceva, adică, nu toată lumea trebuie să fie influencer sau să lucrezi la bancă, să fie avocat sau inginer sau tot prostii. Bă, dacă ești instalator, părerea că ești un instalator sau un electrician bun, bă, câți n-ar avea nevoie de așa ceva? Și crede-mă că eu știu cât plătesc eu când mi se sparge o țeavă. Normal, bă, da. Dar abia aștept să vină unul să rezolve treaba. Da, e nevoie de oameni pricepuți. Poate la un moment dat o să se sucească și ăștia de-au plecat
specializați să se întoarcă înapoi. Ar fi mișto. E, da. Nevoie, e nevoie. Se mai întorc ei și doctorii și așa mai departe. Deci noi, oricum, la noi nu e rău deloc. Cum ziceai și tu, e o țară sigură, avem ce mânca, avem cum să facem treabă. Păi, uite-te, știi că și avea un vers, că pune și fame fake, nu vezi că vor să slăbească? Că e... Eu s-aruncă foarte multă mâncare, măi, nene. Da. Să discută numai despre diete, de slăbiți, despre cum să slăbești, dar de ce, cum să discute despre ceea ceva dacă tu spui în același timp că este și foamete și când avem ce mânca? Păi da, altfel ar trebui să fie arătat, altfel toată lumea ar trebui să arate suple, suplă la plajă. Da, cum arătau, da. Dacă te uiți la clipurile din 70 la Costinești. Bă, dacă prinzi vreunul gras pe plajă, deci îl mănânci. Deci să te uiți de curiozitate la niște filmări din stațiunea Costinești în anii 70. Ok. Deci aia avea o dietă forțată. De atunci. E, da. Se forțează lucrurile în continuare. Ce-mi doresc eu acum pe final de interviu, că te-am ținut aproape 2 ore și te-aș mai ține. N-am știut. Mulțumesc frumos. Hai să vedem cu ce mesaj rămân ascultătorii noștri de la Puia în 2022. Uite, într-o frumoasă zi de sâmbătă, 2022, 22 octombrie. Păi ce să le zic, în primul rând le mulțumesc din suflet pentru susținere și țin cont de fiecare vorbă bună pe care mi-o spun atunci când ne întâlnim la spectacole. Eu o să rămân tot același pe care îl știu ei, domnul Pui, de data asta, domnul Pui. Și eu zic că și, să zicem că mâine, dacă de mâine nu o să mai asculte nimeni absolut nicio melodie de-a mea, eu tot o să fiu mulțumit, pentru că mi se pare că am făcut foarte multe până acum și le mulțumesc din suflet pentru susținerea care o am în continuare de la ei și mă simt că suntem o familie deja, nu mai suntem așa gen eu și fanii mei. La familia. La asta familia, e adevărata, da. La familia, exact, exact. Extinsă. Adică mă simt într-o familie. Discutăm lucruri deja intime, de copilărie, de chestii, de... Na. Da. Mă bucur mult că ai trecut pe la noi astăzi și că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc. Mulțumesc că... și eu de invitație. Uite, am început un frumos weekend în familie. Cu amintiri, cum ziceai și tu, atât din perioada copilăriei noastre, dar și în prezent, când, uite, lucrurile se mai schimbă, dar ce să vezi, noi rămânem tot ăia. La vremuri noi, tot noi, cum... Asta a fost sălăjenistă, ei, deși eu sunt din militari, atât, nu păi pot să... Cartierul nu se uită. Mai nou și militar e la mod acum, n-ai văzut? Mersi mult de tot pe ea. Te pup! Rămânem împreună, mai avem un sfert de oră de petrecut aici la Virgin. Nu plecați, stați aici. Era să comit, să zic că pup și virginele, dar nu... După aia iară ieșim, știi ce zic? Politică-l e corect, guys, rămânem împreună la Virgin. Bună dimineața, bună!